Bine ați venit la Academia de Studii Economice din București. Doamnelor și domnilor invitați, dragi studenți, eu sunt prorectorul acestei instituții și am privilegiul și onoarea să deschid această conferință într-un moment important pentru universitatea noastră. Ne apropiem la aniversarea a 106 ani de la crearea acestei instituții în 1913, pe 6 aprilie, prin decret regal. Mi-aduc aminte, acum 3 ani de zile, cred că în aceeași perioadă, fostul prim-ministru al Franței, domnul Dominique Villepin, avea o conferință la noi în aulă cu o temă extrem de generoasă. Viitorul Europei. Și discuțiile în prim-ministru al Franței au ieșit lucruri extrem de interesante, care cred eu că pot fi reluate astăzi, când România este cea care deține președinția Consiliului Europei. Și anume, încotro merge Europa, cum se va manifesta în Europa la nivel global și ce avem nevoie acum în Europa ca, într-adevăr, să fim respectați la nivel global. Eu cred că în acest moment Europa are nevoie de un leadership puternic, are nevoie de o viziune clară a ceea ce se va întâmpla în viitor. Și cred eu că și noi, România, la cele spuse de ministrul francez, putem adăuga și alte elemente. Și anume, solidaritatea mai multă la nivel european și, dacă vreți, inovație la nivel european. Avem nevoie, poate în acest moment, mai mult ca oricând, să reinventăm Europa. Și când spun acest lucru, mă refer că această Europa pe care a construit-o Monet, Adenauer, Schumann, să fie o Europa mai apropiată de cetățeni. Și cred eu că România are datoria, în această perioadă, să încerce să convingă pe ceilalți parteneri că fără solidaritate și fără inovație, nu putem merge mai departe. Tema de astăzi este extrem de actuală pentru toate țările europene, pentru că de la Tratatul de la Roma din 1957, când politica agricolă comună a fost clar una din prioritățile comunității economice europene în acea perioadă, are nevoie de schimbare. Și cred eu că țara România, unde încă agricultura este foarte importantă, trebuie să participe la acest dialog al schimbării. Am analizat cu maximă atenție diverse rapoarte privind evoluția agriculturii la politica agricolă comună în nivel european. Și cred eu că sunt într-un moment crucial. De ce vă spun acest lucru? Pentru că România are încă nevoie de o politică agricolă comună care să sprijine țări din Europa Centrală și de Est. Care să, dacă vreți, să asigure mai multă solidaritate la nivelul Uniunii Europene. Și cred eu, prin ceea ce va face politica agricolă comună în următorii ani, trebuie să ne gândească că Europa trebuie să rămână, dacă vreți, la nivel global, cel mai mare actor în domeniul politicii agricole comune. Chiar dacă următor, trebuie să recunoaștem, suntem acuzați de un protecționism. Eu îmi doresc această dezbatere să fie una utilă și care, dacă vreți, să aducă un plus de valoare viitoarei politici agricole comune la nivel european. Poate este nevoie de mai multă inovație, poate este nevoie să abordăm și aspecte de reziliență la nivelul politicii agricole comune. Toate aceste lucruri, vor fi dezbătute astăzi și trebuie să mai spun un lucru. Școala românească în domeniul agriculturii, în domeniul economiei, este o școală recunoscută și mulțumesc încă o dată colegilor europeni din România că au ales ASEU pentru această dezbatere.
și vă rugăm să considerați întotdeauna Academia de Studii Economice un partener pentru instituțiile guvernamentale din România și pentru Comisia Europeană. Credem într-o Europa unită, într-o Europa unită. România nu are opțiune de Europa. Vă mulțumesc! Am să-l invit pe domnul subsecretar de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, domnul Radu Canțea. Bună ziua! Domnilor și domnilor, distinși auditoriu, sunt onorat să particip astăzi, alături de dumneavoastră, la conferința privind reforma politicii agricole comune, organizată sub egida președinției române la Consiliul Uniunii Europene. Subiectul politicii agricole comune este unul foarte important pentru agenda europeană, având în vedere, pe de o parte, rolul substanțial pe care această politică îl deține în asigurarea convergenței economice și sociale la nivelul statelor membre. Iar pe de altă parte, dat fiind contextul în care ne aflăm, respectiv un prim proces de negociere a viitorului cadru financiar multianual, în definirea căruia această politică deține un rol central. Modul președinției române de la Consiliul Uniunii Europene, coeziunea, o valoare europeană comună, reflectă în egală măsură necesitatea unității și cooperării dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, a acestora cu instituțiile europene, precum și necesitatea consolidării coeziunii economice și sociale la nivelul întregului spațiu european. Obiectivul nostru este acela de a promova coeziunea în sensul unității. Din această perspectivă, modul ales, reflectând importanța acțiunii comune și unitare a tuturor statelor membre și subliniind totodată relevanța obiectivului de reducere a disparităților economice, sociale și teritoriale între statele membre, regiuni și cetățeni. Din această perspectivă, gestionarea negocierii pachetului legislativ al reformei politicii agricole comune, în contextul noului cadru financiar multianual 2021-2027, reprezintă o prioritate a agendei președinției române la Consiliul Uniunii Europene în domeniul agriculturii. PAC contribuie și va continua să contribuie la creșterea coeziunii zonelor rurale și la păstrarea vitalității și competitivității agriculturii europene. Garantarea securității și siguranței alimentare pentru cetățenii europeni, la prețuri decente și la calitate superioară, sunt obiective politice valide prezentate pe agenda europeană, dar și cu un real impact pe agenda globală în domeniu. Politica agricolă comună este o politică esențială a Uniunii Europene, menită să sprijine fermierii în furnizarea de bunuri și servicii importante pentru cetățenii. Agricultorii asigură în special alimente de înaltă calitate la prețuri rezonabile, mențin dinamismul zonelor rurale și contribuie la o utilizare durabilă a resurselor materiale. Prin urmare, considerăm că este esențial ca reforma politicii agricole comune să-și mențină scopul definit în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Iar din această perspectivă merită menționat faptul că nu întâmplător politica agricolă comună reprezintă, alături de politica de coeziune, o politică investițională pe baza propunerilor privind noul cadru financiar multianual avansate de către Comisia Europeană și aflate în prezent în proces de negociere. Reformarea acestei politici în orizontul post-2020 va amplifica procesul de modernizare și simplificare a cadrului legislativ în domeniul agriculturii, ținând cont de nevoia de adaptare la exigențele viitorului, de ordin social, economic și de mediu. Viitoarea politică agricolă comună
trebuie să apere modelul agricol european, care se bazează pe principiile suveranității alimentare, durabilității și capacității de reacție la nevoile reale ale cetățenilor europeni, fermieri sau consumatori. Sectorul agricol european, în continuare, trebuie menținut viabil și competitiv, capabil să asigure furnizarea de alimente de calitate și, și cu prețuri decente pentru cetățeni și diminuarea birocrației pentru fermierii europeni. În același timp, considerăm că trebuie înlăturate dezavantajele concurențiale pe care agricultorii europeni le întâmpină pe piața mondială. Din perspectiva președinției române la Consiliul Uniunii Europene, gestionarea negocierilor cu privire la acest pachet legislativ este subsumată obiectivului de a contribui la conturarea unei politici moderne, mai eficiente și echitabile. Reforma PAC trebuie să contribuie la creșterea eficienței intervențiilor, la garantarea și pe viitor și la crearea unui viitor echitabil pentru populația agricolă, în special prin asigurarea unui nivel just al veniturilor lucrătorilor din agricultură și gestionarea durabilă a resurselor naturale, la garantarea siguranței alimentare, la asigurarea unor prețuri rezonabile ale alimentelor pentru toți cetățenii, la creșterea productivității și competitivității agriculturii europene, ținând cont totodată de caracterul special al activității agricole care rezultă din structura socială a agriculturii, dar și discrepanțele structurale de natură structurale existente în toate diferitele regiuni. Pornind de la obiectivul de a contura o politică agricolă mai bine adaptată exigențelor viitorului, care să răspundă în mod adecvat nevoilor și specificațiilor statelor membre, continuarea procesului de pregătire pentru perioada următoare reprezintă unul din obiectivele majore ale președinției române. În deplină corelare și complementaritate, negocierile derulate cu privire la cadrul financiar multianual 2021-2027, președinția română urmărește avansarea discuțiilor și facilitarea unui consens cu privire la elementele cheie ale arhitecturii viitoarei PAC, în vederea obținerii unor aprobări parțiale cu privire la propunerile aferente acestui pachet legislativ. Profit de această ocazie pentru a mulțumi Comisiei Europene pentru deschiderea și susținerea acordată președinției române la Consiliul Uniunii Europene în gestionarea acestui dosar complex și deosebit de important pentru viitorul Uniunii Europene, în ansamblu său. În încheiere, vă rog să vă îngăduiți să-mi exprim încrederea că dezbaterea de astăzi va contribui într-o măsură semnificativă la reflexia privind viitorul agriculturii europene și că rezultatul acestei conferințe, alături de eforturile depuse de președinția României la Consiliul Uniunii Europene, va constitui un reper în discuțiile privind modul în care această politică tradițională a Uniunii Europene poate fi pregătită mai bine pentru provocările viitorului, contribuind în același timp la continuarea dezvoltării militare a Uniunii. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru implicarea dumneavoastră constructivă în lucrările acestei conferințe tematice. Mulțumesc! Două mari părți,
care, zic eu că în mod fericit conturează părțile importante ale dezbaterii legate de reforma politicii agricole comune. Vom discuta astăzi atât din perspectiva decidenților europeni și naționali, propunerea de reformă făcută de Comisia Europeană anul trecut în mai și însoțită de reglementări sectoriale în iunie. Avem alături de noi în primul panel reprezentanții Comisiei Europene, reprezentanții Parlamentului European, reprezentanții Parlamentului Național, reprezentanții Guvernului, respectiv reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Este o structură optimă pentru a înțelege cum ne putem poziționa la nivel de decidenți față de propunerea care este în acest moment în discuție, propunerea Comisiei Europene. Partea a doua va aduce alături de dumneavoastră opinia cercetătorilor, a mediului academic, ONG-urilor. Deci avem în partea a doua același subiect pus în discuție, dar din perspectiva zonei de cercetare, zonei academice. Subiectul, evident că este unul de maxim interes pentru România, așa cum și domnul prorector a spus, avem un sector agricol care face subiectul extrem de interesant pentru noi, așa cum și coeziunea rămâne în continuare un subiect extrem de interesant. Cu siguranță vom discuta astăzi nu numai despre dimensiunea alocată bugetului pentru agricultură, bugetului pentru politica agricolă comună. Dimensiunea este importantă, fără doar și poate, dar cu siguranță astăzi vom discuta și despre mecanisme, despre propunerile care modifică în viitorul cadru financiar 2021-2027, modul în care politica agricolă comună va fi implementată în statele membre. Formatul dezbaterii l-am anunțat foarte pe scurt. Acum aș vrea încă o dată să mulțumesc domnului prorector, profesor Marius Profiroi, pentru generozitatea cu care Academia de Studii Economice a pus la dispoziție spațiul acesta atât de simbolic și zic eu atât de potrivit pentru dezbaterea de astăzi. Mulțumesc domnului subsecretar de stat și Ministerului Afacerilor Externe că a fost alături de noi în organizarea acestui eveniment și aș dori pe de rând să invit să ia loc alături de dumneavoastră în panel pe membrii primului panel și o să vă spun doar câteva cuvinte despre fiecare și o să rog pe rând persoana care este numită să vină alături de noi și să se așeze în panel. Aș dori deci să încep prin a invita pe reprezentantul Comisiei Europene. Domnul Mihai Dumitru este director general adjunct în cadrul Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală. Mulțumim frumos pentru faptul că ați venit alături de noi, vă rog să luați loc în panel. Trebuie să-și aplaudăm. O invit acum pe doamna Gabriela Crețu. Vă rog foarte mult să veniți și să luați loc în panel. Doamna Gabriela Crețu este președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, Senatul Republicii. Doamna Maria Gabriela Zoane este vicepreședinte Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în Parlamentul European. Mulțumim foarte mult, doamna Zoane. Din partea Parlamentului European, vicepreședinte Comisia pentru Buget, Sigrid Mureșan. Mulțumim mult pentru faptul că sunteți alături de noi astăzi. Trecem la nivelul guvernamental. O rog pe doamna Florentina Tudor, director general, Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, să ia loc alături de noi. Mulțumim. Și ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Gabriel Frictu, director general în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Îi mulțumim foarte mult și domnului Frictu că este alături de noi. Iată, panelul se dovedește a fi neîncăpător, dar calitatea vorbitorilor este incontestabilă și, până la urmă, ne-am gândit că este foarte bine să avem o astfel de reprezentare, spuneam că este o reprezentare, din punctul meu de vedere, optimală, Comisia Europeană, Parlamentul European, decidenți, decidenți europeni, alături de decidenții naționali, Parlamentul României, Guvernul României. Ca să nu mai consumăm foarte mult din timpul dumneavoastră, pentru că toată lumea se va referi la propunerea făcută de Comisia Europeană anul trecut în mai, privind viitorul cadru financiar multianual și apoi propunerile privind reglementarea politicii agricole comune publicată la începutul lunii iunie. O să ne invit pe domnul Mihai Dumitru, director general adjunct în Direcția Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Să ia cuvântul și să facă prezentarea. Preacedul la microfon. Bună dimineața, domnule director, în lăsările parlamentelor, european, parlament național, doamne și domnule profesori, doamne și domnule studenți, doamne și domnule reprezentanții ai sectorului agricol, vreau să facem deosebită plăcere să mă întorc la ASE, acest templu al educației și al științei care a contribuit și la formarea mea profesională, sunt absolvent al acestei universități. Și totdeauna îmi face plăcere și mai rău emoție Vreau să mulțumesc Institutului European din România și Academiei de Studii Economice pentru organizarea acestui eveniment și pentru invitarea Comisiei Europene să participe la această dezbatere. Așa cum doamna Degan, profesor Degan a menționat, Comisia a adoptat o nouă propunere de reformă a politicii agricole comune pentru următoarea perioadă de 7 ani și iată că au trecut aproape 10 luni de adoptarea ei. Și această propunere a fost, deci, întoarsă pe toate părțile, analizată de toate punctele de vedere, de către societate, de către destinatari, beneficiari acestei politici, și a parcurs un drum, aș spune, important în procesul de codecizie europeană, atât în cadrul Consiliului Uniunii Europene, cât și în cadrul Parlamentului European. Aș vrea astăzi, în scurta mea intervenție, să mă limitez la un număr de maxim 5 aspecte cheie ale acestei propuneri de reformă a politicii agricole comune, pentru că aceste puncte cheie sunt, dacă vreți, cele mai dezbătute peste tot, în toate formele, și presupun că și astăzi aici. Și nu am găsit încă formula finală. Când spun nu am găsit, mă refer special la colegislatori și avem aici distinși reprezentanți ai Parlamentului European și din partea președinției, din partea Consiliului de România, încă avem discuții importante pe aceste elemente cheie. De aceea aș vrea să mă refer numai la aceste elemente și n-am să revin să fac o prezentare clasică a acestei propuneri. Și am să încep cu ceva care s-ar putea să mi se pară puțin birocrat și să vă întrebați la oare de ce vine Comisia cu acest aspect care ține mai degrabă de modul de gestiune decât de modul de de interesul direct al fermierului. Și am să încerc să vă explic de ce am făcut această propunere. Și Comisia, una dintre marile noutăți ale acestei reforme, constă în faptul că Comisia a propus un nou model de gestiune al politicii agricole. Acest model de gestiune înseamnă o împărțire diferită a responsabilităților între Bruxelles și statele membre. Și această împărțire diferită vine ca urmare a unei solicitări foarte importante pe care noi am perceput-o, în primul rând, într-o largă consultare pe care Comisia a organizat-o înainte de a pregăti această propunere. Dar și, dacă vreți, într-un context general, privind modul în care politicile europene sunt gestionate și își produc efectele. Am discutat în ultimii 5 ani foarte mult cum să simplificăm politicile europene și cum să folosim mai bine banii puțini pe care i-avem la nivel european, să obținem valoarea adăugată și, în special, valoarea adăugată europeană. Și să nu ne uităm numai la cheltuirea acești bani din punct de vedere legal, al corectitudinii, al regulilor, lucru pe care îl facem și îl facem foarte bine, aș putea spune, iar în politica agricolă comună, trebuie să știți că anul trecut, de exemplu, după 10 ani, am reușit să avem ceea ce noi numim în jargonul nostru de birocrație, o descărcare de gestiune verde, în sensul că cheltuielile, întregile cheltuieli ale politicii agricole comune pe anul anterior, s-au situat sub marja de eroare acceptată, de 2%. Asta este pentru pilonul 1. Pentru pilonul 2 a fost puțin peste, dar nu foarte mult peste.
Deci cineva se mai întreba de ce ați schimbat acest model acum, că totul merge bine. Ei bine, l-am schimbat pentru că nivelul de complexitate a ajuns atât de mare și toată lumea ne-a spus nu mai putem continua așa, faceți ceva. Și atunci am venit cu această propunere în care am încercat să plecăm dintr-o situație unde toate detaliile de eligibilitate, de implementare al politicii agricole comune erau stabilite în cadrul legal european, în baza legală europeană, în regulamentele de bază, în regulamentele de aplicare. Și am stabilit că vom păstra la nivel european câteva elemente cheie pe care le vom pune în regulamentele de bază și în regulamentele de aplicare. Aceste elemente cheie vor fi cele care ne vor garanta valoarea adăugată europeană, ne vor garanta că această politică rămâne o politică comună și nu facem o renaționalizare a politicii și ne va garanta că piața internă europeană nu va fi afectată, nu va fi distorsionată. Iar toate celelalte elemente am decis să le transferăm în responsabilitatea statelor membre, a autorităților naționale, locale, regionale, care sunt mult mai bine plasate să cunoască realitățile din țara lor, din regiunile lor și să adapteze aceste elemente la situația specifică din fiecare teritoriu. Și ca să vă dau un exemplu de ce nu am mai putut să continuăm, noi avem încă în regulamentele actuale nivel de detalii care merg până la aspecte de micromanagementul fermei, care sunt stabilite în legislația europeană, la nivel european. Spre exemplu, dacă vă uitați la elementele de înverzire din actuala perioadă, avem stabilit în regulamentul european distanțele sau lățimea maximă a benzilor inerbate pe marginea cursurilor de apă ca să protejăm cursurile de apă. Iar aceste dimensiuni stabilite la nivel de Bruxelles nu se potrivesc în realitate, de cele mai multe ori. Și am hotărât să facem această schimbare. Deci am hotărât ca la nivel european să stabilim obiective specifice comune, toată lumea să urmărească aceleași obiective. Am hotărât ca fiecare stat membru să pună într-un singur plan strategic întreg set de măsuri al politicii agricole comune și să stabilească niște ținte de îndeplinit. Aceste ținte de îndeplinit reflectând contribuția fiecărui stat membru la obiectivele specifice. Pentru aceasta am stabilit un set comun de indicatori. Un set comun de indicatori și am să vă explic puțin mai târziu la ce se folosește fiecare categorie de indicatori. Și am stabilit să avem același tip de intervenții mari, tipul mare de intervenții, pe care fiecare stat membru să le poată pe urmă adapta și dezvolta la condițiile specifice. Adică să lăsăm statele membre cum să implementeze, care sunt mijloacele cele mai potrivite pentru situația lor. Astfel încât statele membre vor trebui să-și pregătească un plan strategic național pentru un întreg PAC, și să specifice în acest plan nevoile lor specifice și cum vor contribui la aceste obiective specifice. Pe urmă, să-și adapteze aceste intervenții la nevoile lor și pe urmă să intrăm în perioada de implementare și să urmărim comisia cu statul membru, cu autoritățile statul membru, cum se implementează, dacă îndeplinim rezultatele pe care ne le-am propus și dacă nu, ce trebuie să facem ca să corectăm prin mers. Deci, într-un mod mai mare, mai global, am zis, va trebui să stabilim o nouă guvernanță. O nouă guvernanță care să se bazeze pe ceea ce avem bun acum. Nu vrem să dăm peste cap, să pornim de la zero cu întreaga construcție instituțională pe care o avem, care funcționează. De aceea, noi vrem să păstrăm, în cea mai mare măsură, elementele pe care le avem, agenții de plăți, să păstrăm autorități de gestiune, să păstrăm sistemele de gestiune care sunt, sau eventual să le modificăm foarte puțin. Pe urmă, așa cum v-am explicat, fiecare stat membru își va pregăti acest program. Acest program va fi aprobat de către
Comisie și vom monitoriza împreună. Un element cheie al acestui nou model de gestiune va fi monitorizarea anuală și multianuală și este un punct de discuție foarte important acum în procesul de codecizie. Noi propunem să avem în fiecare an un anual, un raport anual de performanță prin care să urmărim în ce măsură se cheltuie banii și se îndeplinesc țintele pe care ne le-am propus. N-am să mai repet, dar acestea sunt cele 9 obiective specifice. Trebuie să știți că 3 sunt în domeniul economic, de competitivitate și asigurarea unui venit echitabil, 3 sunt pe domeniul mediu și climat și 3 sunt pe domeniul social și cerințele societății. Acestea sunt elementele de bază, dacă vreți, care rămân să garanteze aspectul comun al politicii agricole viitoare. Deci obiectivele comune, indicatorii și tipul de intervenție. Noi avem 3 categorii mari de indicatori care vor servi fiecare în acest nou sistem de gestiune unui scop anume. Și anume, avem indicatorii comuni de realizare care vor fi folosiți anual pentru ceea ce putem numi descărcare de gestiune. Să ne asigurăm că sumele, cheltuielile efectuate de statele membre și declarate pentru reambursarea bugetului european sunt însoțite de un indicator de realizare. De exemplu, dacă am cheltuit 10 milioane de euro pentru proiectele LEADER, să fim siguri că am finanțat 3 sau 5 sau 10, de vreți dumneavoastră, strategii de dezvoltare locală. Deci nu vor putea fi făcute declarații de cheltuieli pe LEADER dacă nu există în partea cealaltă ceva realizat. În rest, toată partea de gestiune, și așa vorbesc în special specialiștilor din agențiile de plăți, din autoritățile de gestiune, se vor baza pe același sistem de certificare anual a conturilor. Rolul acestor organisme de certificare va crește pentru că ei vor prelua funcțiile de auditare pe care le face Comisia acum. Pentru că partea de monitorizare, am spus, fiecare stat membru și va stabili o țintă și va stabili niște borde intermediare, să vedem în ce măsură mai sunt, să vedem în ce măsură ne îndreptăm în direcția aia sau nu ne îndreptăm. Și vom folosi acest sistem să vedem dacă mergem în direcția bună sau dacă trebuie să corectăm planul sau să luăm alte măsuri care să ducă la direcția pe care ne-am propus. Și în performanța politică ulterioară, aceasta vine la sfârșitul ciclului de programare, în care vom evalua impactul. Un alt aspect foarte important și care suscită foarte multe discuții peste tot, este cel legat de distribuția mai echitabilă și mai eficientă a intervenției publice din politica agricolă comună. Și aceasta vine dintr-o constatare care este statistică, dintr-un reproș general legat de politica agricolă comună, și anume că un număr foarte mic de fermieri sau de beneficiari primesc majoritatea bugetului politicii agricole comune, este vestita raport 20-80, 20% din beneficiari primesc 80% din fonduri. Și atunci Comisia a propus o mai bună, zicem, targetare și targetând fermele mici și mijlocii și tineri fermieri în următoarea perioadă. Și a propus un mecanism care se bazează, pe de-o parte, pe reducerea progresivă peste un anumit nivel a plăților primite de către un beneficiar, acest nivel este 60.000 de euro, și plafonarea la 100.000 de euro. Bineînțeles, cu deducerea costului forței de muncă în sensul larg, nu numai a forței de muncă salariale, se poate evalua și echivala, de exemplu, forța de muncă familială și felul acesta se recunoaște și această forță de muncă. Iar, în același timp, produsul acestei reduceri și acestei plafonări rămâne în statul membru și va fi redistribuit către cei care au mai mare nevoie și anume fermele mici și mijlocii pentru a le da și lor perspectivă de dezvoltare. Un alt aspect foarte important și legarea care este într-un fel sau altul și de această mai bună țintire este alocarea unui prag minim, de cel puțin 2% din nivelul pilonului 1 pentru instalarea de tineri, pentru atragerea de tineri fermieri, de tineri antreprenori în
în agricultură și în economia rurală. Și de asemenea, Comisia a propus încă o dată o formulă, pe baza unei definiții cadru, de a aloca acest ajutor fermierilor autentici. Și întotdeauna ne-am dorit ca politica agricolă comună să distribuie bani fermierilor și nu altor beneficiari. Am încercat în perioada actuală cu fermierii activi. Pentru viitor ne-am propus o ajustare și am propus fermierii autentici. Și desigur că un element important pentru anumite state membre și în special cele care au o sectare de dificultate înseamnă păstrarea unui anumit plafon din pilonul 1 pentru ajutoare cuplate. Vin acum la al treilea punct foarte important și foarte dezbătut și în care încă n-am găsit o formulă finală. Este vorba de o ambiție crescută pentru mediul și climă. Și cred că dumneavoastră cu toți de aici sunteți de acord că noi toți trebuie să facem ceva, să îmbunătățim acțiunile, să combatem schimbările climatice și să gestionăm durabil resursele naturale, pentru că altfel ne distrugem baza productivă pentru agricultură în viitor. De aceea, la fiecare reformă PAC se propune, dacă vreți, o nouă arhitectură verde. Și de data aceasta am propus elemente de îmbunătățire. În primul rând, am creat două nivele, vedeți? Un nivel care este obligatoriu, ca întotdeauna, deși stabilit prin lege, fiecare este obligat să respecte un număr de cerințe ca să primească principale forme de sprijin din politica agricolă comună și un nivel voluntar în care cei care doresc să contribuie mai mult se vor angaja să facă ceva mai mult și vor primi în compensare pentru aceste angajamente. Noua arhitectură, și am să încerc să vă fac o prezentare comparativă. Deci, în prezent avem trei nivele. Un nivel, așa zis, de ecocondiționalități, care cuprinde GAEC-urile și SMR-urile, peste care avem un nivel de înversire și peste care avem măsurile de mediu și climă voluntare de pilonul 2. Le-am grupat pe toate într-un nivel de condiționalitate consolidată, în care am pus cele două elemente împreună și am adăugat anumite elemente care să le dea mai multe garanție, de exemplu că acțiunile climatice și managementul resurselor naturale va fi făcut cu mult mai multă ambiție și cu șansa de a obține mult mai bune rezultate. Acestea însă se traduc și într-un set de indicatori de rezultat din care vom monitoriza și vom încerca să vedem ce am obținut cu această nouă arhitectură. Și vom păstra un nivel voluntar care l-am dezvoltat să avem și în cadrul pilonului 1 o componentă de ecoscheme care este puțin diferită de ceea ce avem în pilonul 2, în sensul că sunt anuale, sunt obligații anuale, sunt finanțate integral din bugetul comunitar, nu sunt cofinanțate, sunt voluntare pentru fermieri, dar obligatorii pentru statele membre. Și un fermier care are teama de a se angaja pe o perioadă lungă, poate încerca un an și poate renunța. Deci acesta este avantajul acestor ecosisteme și dacă vreți, este elementul de noutate absolut pe care noi l-am adăugat. Fără îndoială că fermierii vor trebui încadrați și acompaniați în acest proces de a răspunde acestor cerințe suplimentare și de multe ori mult mai solicitante, prin servicii de consiliere agricolă, prin servicii de transfer de cunoștințe. Domnul Proiector vorba aici de rolul inovării, de rolul transferului de cunoștințe, care devine primordial, pentru că revoluția tehnologică, revoluția digitală și alte tehnologii vin peste noi. Nu să insist prea mult pe un aspect pe care l-am menționat deja, este accentul deosebit pus pe tineri. Este o cerință generală la nivel european. Avem foarte puțin tineri în agricultură și nu mai putem asigura viitorul acestui sector dacă nu reușim să atragem forță de muncă tineri în agricultură. De aceea, acesta devine un obiectiv general și foarte important și căreia i-am adăugat, dacă vreți, o contribuție financiară minimală de cel puțin 2%, care fiecare stat membru trebuie să o îndeplinească. Pe urmă, este la latitudinea fiecare stat membru cum va folosi acești bani, către ce măsuri. De asemenea, noi vrem să sprijinim anumite forme și anumite
modalități care există în anumite state membre de a crea aceste parteneriate între generații ca să se faciliteze transferul de la o generație la alta, oferim mai multe condiții și mai condiții mai atrăgătoare în instrumentele financiare, inclusiv dreptul tinerilor fermieri de a cumpăra pământ folosind instrumente financiare, lucru care nu este permis în granturi, în subvențiile nerambursabile, și de asemenea o extindere a programului Erasmus, și pe care vrem să-l extindem mult mai mult și să atragem mult mai mulți participanți în mediul rural. Revin acum la aspectul care l-a menționat domnul rector, și anume nevoia modernizării și a dezvoltării unei agriculturi bazate pe cunoaștere, unei agriculturi smart, și noua propunere cere fiecare stat membru să adreseze această prioritate și să explice în planul național strategic cum va contribui la atragerea noilor tehnologii, la formarea noilor competențe. Și aici avem mai multe instrumente, atât în politica agricolă comună, unele care sunt actualmente, și de exemplu Parteneriatul European pentru Inovare, care pare să promită foarte mult în rezultatele pe care le poate produce, dar de asemenea o dublare a fondurilor pentru cercetare, în domeniul lanțului agroalimentar, agricol-alimentar, 10 miliarde de euro în viitorul program de cercetare european, Orizont European, sunt alocate. Consolidarea consilierii agricole, care trebuie să fie integrată în sistemul de cunoștință și inovare agricolă. Și aceasta devine un obiectiv transversal. Știu că timpul este foarte scurt, va trebui să mă opresc, dar să vă dau foarte pe scurt o perspectivă unde suntem în procesul de codecizie. Am spus, au trecut 10 luni de la adoptare. Parlamentul și Consiliul au început în paralel procesul de ajustare a propunerii Comisiei. La nivelul Consiliului sub președinția austriacă și acum sub președinția românească s-au făcut pași importanți, s-au discutat, s-au clarificat, s-au propus amendamente. România vrea să obțină un acord parțial general la sfârșitul mandatului ei. Acest acord parțial general înseamnă toate elementele politicii agricole fixate, mai puțin elementele bugetare, care depinde de cadrul financiar multianual. La nivelul Parlamentului, parlamentarii au fost foarte productivi, au produs aproape 10.000 de amendamente, avem aici distinși reprezentanți ai Parlamentului European, pentru trei pachetul PAC, pachetul PAC se constituie din trei regulamente, numai pentru regulamentul de bază, regulamentul planului strategic, s-au produs în jur de 5.000 ceva, 6.000 de amendamente. Raportorii din Parlament au avut și au o sarcină foarte dificilă de a topi aceste 6.000 de amendamente într-un număr mult mai redus de amendamente care se poate fi votate, deci înțeleg că au fost transformate în 123 de amendamente de compromis. Și Parlamentul, Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, a cărui vicepreședinte este cu noi astăzi aici, și-a propus să voteze aceste amendamente în ședința din 2 aprilie. Dacă vedeți în slide-ul meu, așa am pus și ceva în roșu și niște semne de întrebare, dar există niște discuții, acolo inclusiv legate de un amendament de a refuza aceste propunere. Noi considerăm că este foarte important să avansăm cât mai mult cu acest pachet de reformă, pentru a da fermierilor garanția continuității și pentru a le oferi perspectiva și pentru a lăsa statele membre să înceapă să planifice și să-și pregătească planul național strategic, care trebuie depus în urmă la Comisie și trebuie să intrăm în negocieri de aprobare a acestui plan. Vom avea alegeri europene în mai. Vom avea o nouă listă de membri ai Parlamentului European. Noul Parlament se va constitui probabil undeva în iunie și vor începe să-și constituie structurile după vacanță. Există planul ca cadrul financiar multianual să fie adoptat undeva în octombrie și în felul acesta acele paranteze lăsate în pachetul politicii agricole comune să fie completat și să obțină acordul general-general. Și în momentul în care cei doi colegislatori vor avea cele două mandate, să începem, așa zis, un trialog în care cele trei instituții stau împreună și
vor decide textul final al acestui pachet. Vom avea în toamnă, în octombrie, să știu, octombrie și o nouă comisie și această comisie va avea un mandat, adică să vedem ce mandat va avea, și această comisie va trebui să, de asemenea, să dezdecidă dacă ceea ce comisia actuală, comisia Juncker, a stabilit ca principiu, și anume principiul discontinuității, îl va folosi sau nu va folosi. Noi sperăm că vom avea o continuitate și că acest pachet de reformă își va urma cursul și vom avea o nouă reformă la PAC ca să poată fi implementată începând din 2021. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție și sunt dispus să particip la mulțumesc foarte mult, domnule Mihail Hrubinov. Sunt, constatăm foarte multe întrebări, în continuare foarte puține certitudini, foarte multe incertitudini. Suntem într-o zonă de incertitudine și pentru că nu știm care vor fi rezultatul alegerilor parlamentare, nu știm cum va arăta viitoarea comisie, deci sunt foarte multe semne de întrebare. Dar suntem aici pentru a încerca să ne lămurim care este poziția noastră față de această propunere a Comisiei. Cred că a fost extrem de utilă intervenția dumneavoastră pentru a ne lămuri ce înseamnă acest nou model de gestiune. Înțeleg eu că înseamnă o reducere a excesului de reglementare. Îmi spuneați că la un moment dat poate reglementarea a mers dincolo de și anumite lucruri care se ducă la eficiență. Înțeleg că vor fi niște planuri naționale strategice care stați lângă domnul Titu seamănă destul de bine cu acordurile de parteneriat care trebuie să negociate și apoi aprobate, ținte naționale care, înțeleg că stau într-un cadru european, ne apropiem de strategia Europa 2020, unde avem ținte naționale într-un cadru european. Foarte multe elemente interesante, mi s-a părut extrem de interesantă și propunerea de a distribui mai echitabil cheltuielile din bugetul PAC, de a limita la 100.000 plățile directe. Ne putem uita să vedem dacă România ar fi sau nu avantajată de astfel de propunere. Exploatații mici în România sunt 5 hectare peste 90% și putem să continuăm. Spuneați că sunt și propuneri legate de posibilitatea de a aduce fermieri tineri sau de a aduce tineri și de transforma în fermieri, că nu aducem direct fermieri tineri, aducem tineri și îi ajutăm să devină fermieri. Și aici constatăm, mă uitam pe o fișă a Comisiei Europene, care e situația în România cu tinerii. În România avem numai sub 5%, sub 34 de ani, în Uniunea Europeană 6% și în România 41% din populație implicată în agricultură are peste 64 de ani, 31% nu e. Deci e mai mult decât evident, fiecare dintre noi știe că are probabil anumite rude la țară și că populația din mediul rural este împătrivită. Foarte multe lucruri despre care se discută. La un moment dat ați și spus că pe 2 aprilie, nu? Multitudinea de amendamente care deja s-au făcut și care s-au concentrat într-un număr cel mai redus urmează a fi aprobat de Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, așa că o rog pe doamna Maria Gabriela Trăză să ia cuvântul. Vă rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor, domnule director, și domnilor studenți, mă adresez în primul rând vouă studenților, pentru că și eu am fost în locul vostru. În toamna anului 1999 deveneam studentă a acestei minunate universități cu specializarea RI la momentul acela. Eram deja studentă la drept și ca tânăr, ca și voi, visam foarte mult. Pe vremea aceea am venit să fac RI-ul pentru că eram sigură odată ce voi absolvi și dreptul și reiul, voi deveni ambasador. Lucrurile nu au stat așa, viața a continuat, eu am fost avocat, iar că astăzi am ajuns să reprezint România în Parlamentul European. Vă doresc mult succes și mai ales să visați foarte mult, să luptați pentru ceea ce vă doriți și nu în ultimul rând să credeți că poate să fie realizabil orice ceea ce vă doriți. Apreciez foarte mult că ați ales această importantă conferință în, să fie organizată înăuntru unei universități. Pentru că voi, împreună cu noi, reprezentăm prezentul și viitorul acestei țări. Doamnelor, domnilor, stimați invitați, îmi face o deosebită plăcere să fiu alături astăzi, aici, pentru a discuta un subiect extrem de important, referitor la un sector aflat
în proces de adaptare la noile tendințe. În calitatea mea de vicepreședinte a Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, aș dori să scot în evidență că politica agricolă comună 2021-2027 are nevoie de o serie de reforme pentru a asigura stabilitatea și pentru a corecta și pentru o corectă implementare. Sunt de acord cu reprezentantul Comisiei. Cu toții ne dorim să avansăm negocierile pentru reforma politicii agricole comune. Da, în 2 aprilie avem votul cu Comisia de Agricultură, dar votul în plenul Parlamentului European va fi în toamnă, în noua configurație a Parlamentului European. De asemenea, este important să spunem, Comisia vine cu o propunere, Parlamentul European are o formă finală, însă Comisia și Parlamentul vor merge împreună în fața Consiliului și în trialog se va stabili forma finală a politicii agricole comune. În finalul prezentării mele de astăzi, am să vă spun cum stau lucrurile astăzi, la cal, în Parlamentul European și care sunt negocierile privind această politică. Politica agricolă comună s-a schimbat destul de mult din anul 1950 până acum. Poate nu atât de mult cum doreau mulți analiști și economiști, dar s-a schimbat. Dintr-o politică bazată la început pe subvenționarea producției și protecția piețelor interne față de producătorii non-europeni, spre o politică în care subvenția nu mai urmărește stimularea producției, ci direct susținerea veniturilor și o politică ce favorizează dezvoltarea rurală și protejarea mediului înconjurător. România trebuie să fie un participant activ în dezbaterile privind reforma PAC, să caute aliați pentru propuneri care servesc cel mai bine structurii agriculturii românești. Și dacă nu o facem astăzi, când România deține președinția Consiliului Uniunii Europene, nu o facem niciodată. Așadar, România este profund implicată într-o negociere a politicii agricole comune în interesul țării noastre. Politica agricolă comună este liderul unei tranziții către o agricultură mai sustenabilă. Această politică trebuie să consolideze reziliența sectorului și să sprijine venitul fermierilor și viabilitatea fermelor lor. Trebuie să se asigure că agricultura are un rol central în raport cu provocările legate de mediu și climă și trebuie să integreze pe deplin inovările digitale care facilitează activitățile fermierilor, reduc birocrația și ajută la reînnoirea generațiilor. Având în vedere că 50% din populația Uniunii Europene trăiește în zone rurale, trebuie să se depună eforturi pentru a menține aceste zone atractive și dinamice pentru oamenii care trăiesc în ele, în ceea ce privește atât creșterea și locurile de muncă, cât și infrastructura, mobilitatea și serviciile de bază. Eu am spus și voi spune mereu, sunt un puternic susținător al tinerilor fermieri. Sunt de asemenea un puternic luptător împotriva fenomenului de polarizări rurale. Dragii mei, fără o infrastructură adecvată în mediul rural, putem să oferim tinerilor foarte multe beneficii în domeniul agriculturii. Nu doar politica agricultură va rezolva această problemă, ci împreună cu politica de coeziune. Sunt vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Parlamentul European, dar sunt și membru suplean în Comisia de Dezvoltare Regională. Și am spus mereu foarte ferm, dacă cele două politici nu vor hotărâ să lucreze împreună, să credeze un mediu ambient tinerilor, nu o vom avea tinerii în zone rurale. Pentru că tinerii, pe lângă beneficiile imediate, financiare, care pot să rezulte din crearea și din dezvoltarea unui business în domeniul agriculturii, au nevoie de o infrastructură modernă. Și când spun infrastructură, nu mă refer doar la drumuri, ci mă refer la infrastructură digitală. Fără internet, fără sănătate, fără educație și toate condițiile civilizate în mediul rural, nu vom avea tineri în mediul rural. Iar cei care sunt tineri din sală, cred că îmi dau foarte mare dreptate. Contribuind la dinamica economică în zone rurale și la viața socioculturală a acestora, agricultura din Uniunea Europeană deține un rol important, la fel ca și noua politică agricolă comună, deoarece urmărește să mențină peste tot în Europa agricultura sustenabilă, să investească în dezvoltarea zonelor și în comunitățile rurale. O noutate privind politica agricolă comună constă în faptul că în fiecare stat membru îi se va acorda libertatea de a-și gândi propriul micropact, ținându-se totodată cont de obiectivele comune ale Uniunii Europene. Despre lucrul acesta
a vorbit și domnul director din cadrul Comisiei Europene. Statele vor stabili obiective măsurabile și care sunt măsurile de luat pentru a le atinge, iar Comisia va aproba acest plan dacă este mulțumită de modul în care a fost realizat. De asemenea, Comisia va monitoriza anual modul în care se ating obiectivele și va propune ajustări ale planului dacă este necesar. Acest lucru va însemna o mai bună adaptare a politicii agricole comune la nevoile lor concrete, dar și reducerea birocrației. Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual aferent perioadei 2021-2027 include 365 de miliarde de euro pentru PAC. Acest cont corespunde unei proporții medii de 28,5% din bugetul general al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Din acest cont pentru PAC, suma de 265,2 miliarde euro este destinată plăților directe. 20 de miliarde de euro merg către măsurile de sprijinire a pieței, FEAGEO-GEAUR, iar 78,8 miliarde de euro sunt pentru dezvoltarea rurală, FEAGEO. Un cuantum suplimentar de 10 miliarde de euro va fi disponibil prin intermediul programului de cercetare al Uniunii Europene, Orizont Europa, în scopul sprijinirii cercetării și inovării specifice în sectoarele alimentare, agricole, ale dezvoltării rurale și ale bioeconomiei. Pentru că toți suntem aici, pentru că v-am promis încă de la început că voi veni cu noutăți în ceea ce privește negocierea privind politica agricolă comună din Parlamentul European, am să vă spun că săptămâna trecută am avut ședință de comisie în care cred că Parlamentul și-a creionat deja propunerea acestuia. Repet, după ce Parlamentul își va expune public propunerea pentru noua politică agricolă comună, împreună cu propunerea comisiei vom merge și vom negocia și cu Consiliul Trialog în toamnă. Așadar, luni a avut întâlnirea raportorilor din umbră din Parlamentul European în ceea ce privește raportul privind planurile strategice. Și așa cum era de așteptat, cel mai dezbătut a fost articolul 15 privind plafonarea. Eu m-am ținut de cuvânt. Am promis încă de la început că voi lupta pentru o plafonare voluntară. Este și opinia Guvernului României, plafonarea voluntară. Iată că Parlamentul a înțeles foarte mult și este important că fiecare țară are o specificitate agricolă aparte. Dacă belgenii, spre exemplu, vor în mod obligatoriu plafonare obligatorie, noi spunem că plafonarea voluntară este cea mai bună opțiune pentru România, pentru că trebuie să acoperim nevoile și fermelor mari, dar niciodată nu trebuie să uităm de fermele mici, care reprezintă majoritatea fermelor din România. Parlamentul European va veni cu o propunere de plafonare voluntară lăsată la latitudinea statelor membre în următoarele condiții, pentru că sunt anumite condiții. Practic, vom vorbi despre o plafonare voluntară numai dacă statul membru vrea să adopte această soluție și dacă va da plăților redistributive minim 10%, astfel că o fermă mică va putea să treacă peste plafonul mare maxim per hectar. Deci, încă o dată, repet, numai dacă statul membru vrea plafonare voluntară va putea să adopte plafonare voluntară și numai în condițiile în care va stabili minim 10% plăți redistributive. Dacă, în schimb, statul membru alocă 5% la plățile redistributive sau sub 10%, atunci plafonarea devine obligatorie la 100.000 de euro, fără degresivitate, în care nu vor intra ecoschemele, articolul 28 din planurile strategice, nu vor intra tinerii fermieri care nu vor avea parte de plafonare și, bineînțeles, salariile de până la 50%. În concluzie, Parlamentul European propune plafonarea la 100.000 de euro numai în cazul în care statul membru nu acordă minim 10% plăți redistributive, plafonarea de la care, repet, derogă tinerii, ecoschemele și reducerea salariilor. Practic, am putea vorbi despre o plafonare voluntară numai dacă statul membru dorește și dacă acordă minim 10% plăți redistributive. Dar poate să adopte, să acorde peste 10% plăți redistributive și să nu adopte plafonarea voluntară. Practic, va fi o opțiune lăsată la tine a statului membru. Vă mulțumesc foarte mult, sunt deschisă pentru întrebări și pentru un dialog interactiv. Vă doresc mult succes! Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, vă mulțumesc foarte mult și pentru
încurajarea făcută în deschiderea tuturor studenților care sunt acum în sală, fiecare din ei poartă un baston de mareșal în deseară. Deci e foarte bine să se gândești departe, pentru că poți ajunge până la urmă, măcar la jumătatea drumului sau poate chiar nu îți propui. Deci mulțumim foarte mult pentru această încurajare adresată tinerilor. În timpul clasei și mai mulți, dacă sunt la ore, majoritatea, așa, domnule prorector. E bine că totuși sunt prin reprezentanți aici. Iată că deja anumite subiecte care sunt subiecte extrem de interesante, revin în atenție, cum a fost subiectul plafonării sumelor. Probabil că pe parcursul intervențiilor o să revenim asupra acestei teme. La final, cine că vorbitorii sunt deschiși să răspundă și la întrebări. Acum aș dori să ne îndreptăm către celălalt reprezentant al Parlamentului European, către subiectele legate de buget. Înțeleg că ele sunt, de fapt, cele mai tensionate astăzi și asupra acestor subiecte chiar ne se pare că nu avem niciun orizont sau, nu știu, poate ne dați acum niște informații și ne spuneți dacă aveți o legătură cu ASEU sau nu, dacă tot a apărut un obicei să declarăm așa deschis dacă aveți o legătură cu Academia de Studii Economice prin studiile urmate, vă rog. Mulțumesc mult! Bună ziua, stimate domnule prorector, doamnelor, domnilor profesori, dragi studente, dragi studenți, da? Și eu sufăr de același sindrom al unei legături puternice cu ASEU-ul. Am absolvit Facultatea de Administrare a Afacerilor Din Străine în anul 2004 și mi-am prezentat aminte, domnule prorector, cum doamna anului 2000 a venit, stătea în partea aceea la deschiderea anului universitar. De aceea, la 15 ani după ce a absolvit ASEU-ul, vorbești cu multe conturi ale Uniunii Europene și e o rutină, dar mereu există oarecare emoție când e acasă, când te întorci la universitatea pe care a absolvit încă o dată, mă bucur să-l urmăresc. Cred că este foarte important că discutăm acum despre politica agricolă comună, deoarece momentul este important. La nivelul Uniunii Europene, începem să luăm decizii legate de bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Și până acum, mereu când s-a discutat despre bugetul Uniunii Europene, fondurile pentru agricultură au fost o prioritate. Au fost o prioritate pentru statele membre, au fost o prioritate pentru Parlamentul European, pentru regiuni, pentru județe, pentru orașe, pentru comune. Acum, situația este următoarea și trebuie să avem grijă pentru agricultură rămân o prioritate. Din păcate, Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană. Iar Marea Britanie este unul din statele bogate ale Uniunii Europene, iar dumneavoastră știți, state bogate, precum Marea Britanie, Germania, Olanda, contribuie mai mult în bugetul Uniunii Europene decât sunt beneficiază, iar state care încă mai trebuie să ne dezvoltăm, cum suntem noi, de exemplu, beneficie mai mult de pe urma bugetului Uniunii Europene decât contribuim. Și apropo, vă dau o cifră la început, acum, care cred că este important de reținut. De când România a devenit stat membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, a contribuit cu 17 miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene și a primit 51 de miliarde de euro. Deci am plătit 17, am primit 51 cu 34 de miliarde de euro mai mult. Deci oricând veți auzi pe cineva la televizor sau de pasul dumneavoastră, Uniunea Europeană ne costă mai mult decât beneficiem, nu reușim să absorbim fondurile, le absorbim târziu, ne pierdem bani, ne plătim euro mai și nu reușim să absorbim. Răspunsul trebuie să fie nu, stop, adevărul este acesta, am plătit 17, am primit 51 cu 34. Deci este interesul României ca bugetul Uniunii Europene, chiar și după Brexit, să fie unul robust. Și până acum Uniunea Europeană a avut două mari priorități în materie de buget și eu cred că aceste priorități trebuie să continue să existe și în viitor. Priorități, în primul rând, politica agricolă comună și, în al doilea rând, fondurile structurale și de coeziune. Politica agricolă comună trebuie să rămână o prioritate în bugetul Uniunii Europene din două motive. În primul rând, e vorba de securitatea alimentară, prin banii pe care îi alocăm fermierilor, prin banii pe care îi alocăm politicii agricole comune, reușim să asigurăm alimente sănătoase, nutritive, aici în Europa, la standarde de calitate ridicate, deoarece, după cum știți, standardele de calitate în materie de produse agricole în Uniunea Europeană sunt după cele mai ridicate standarde la nivel global. Și de atâtea motiv pentru care trebuie să continuăm să prioritizăm fondurile pentru agricultură este dezvoltarea rurală. Și doar în România, de exemplu, în perioada
perioada 2007-2015 s-a dublat numărul persoanelor care trăiesc în mediul rural și au autoturism. A crescut numărul persoanelor care reușesc să asigure o temperatură adecvată locuințele lor de la sub 70% la peste 85%. A crescut de 5 ori numărul persoanelor în mediul rural care au calculator în casă. Ce încerc să spun este banii alocați politici agricole comune duc la dezvoltare rurală, canalizare, infrastructură, apă, electricitate, în mediul rural, iar atâta timp când aproape 45% din populația României trăiește în mediul rural, este evident că acest lucru este foarte important. Acum, iar fondurile structurale și de coeziune, evident, înseamnă bani pentru infrastructură, autostrăzi, spitale regionale, drepturi ferate, regularizări pe râuri și așa mai departe, trebuie să fie o prioritate. În paralel, Uniunea Europeană are și noi priorități acum, securitate, siguranța cetățeanului, combaterea terorismului, gestionarea migrației, oprirea migrației ilegale pe de-o parte și digitalizare, inovare, cercetare în cealaltă parte. Deci de aceea este foarte important să ne întâlnim la evenimente ca acestea. Pentru că dumneavoastră, cei care știți cât sunt de importante fondurile pentru agricultură, să vă puteți exprima noi, membrii Parlamentului European, să ne manifestăm, venind din România, să ne manifestăm la nivelul Parlamentului European și să spunem fondurile pentru politica agricolă comună trebuie să rămână la un nivel ridicat și în viitor. Și de aceea, în cadrul acestor negocieri care vor avea loc între Parlamentul European și statele membre pe viitorul politicii agricole comune, poziția oficială a Parlamentului European este ca, pentru perioada 2021-2027, fondurile alocate politicii agricole comune să nu scadă față de fondurile alocate politicii agricole comune în perioada 2014-2020. Aceasta este poziția adoptată și pe care ne-o vom, pe care o vom apăra în negocierile viitoare, o poziție susținută cu largă majoritate în Parlamentul European. Deși pleacă Marea Britanie, un stat care a făcut mult mai mult decât a beneficiat, și atunci și noi priorități, noi spunem foarte clar, nu acceptăm o reducere a poziției agricole comune. Ce a propus Comisia Europeană? Fiindcă, după cum știți, procesul legislativ la nivel european este următorul. Comisia Europeană face o propunere, iar apoi noi, Parlamentul European și cele 28 de state membre grupate, Consiliul Uniunii Europene, trebuie să credem la un acord. Iar Comisia Europeană a propus o reducere a politicii agricole comune, iar pentru fondurile europene de garantare agricolă și pentru fondurile europene agricole pentru dezvoltare rurală, a propus în total reducerea fondurilor de la 382 de miliarde de euro. Cât au fost fondurile alocate în perioada actuală, la 324 de miliarde de euro în perioada următoare. Ce înseamnă asta pentru România? Pentru fondurile europene de garantare agricolă, sumele rămân quasi aceleași, se propune o creștere ușoară de la 11,6 la 11,9 miliarde de euro, dar pentru fondurile europene agricole pentru dezvoltare rurală, din păcate, pentru țara noastră este o reducere semnificativă cu 25% și va trebui să negociem în așa fel încât să eliminăm această reducere. Se propune evident ca la nivel național să putem transfera până la 15% din sumele alocate nouă între pilonul 1 și pilonul 2, după cum știți, plăți directe și dezvoltare rurală. Ceea ce privește plafonarea fondurilor, fiindcă subiectul a fost pe bună dreptate abordat de vorbitori înainte. Se propune plafonarea prețurilor pentru fermieri la 100.000 de euro. Această temă este foarte importantă, deoarece în România 92% din ferme sunt ferme mici sub 5 hectare. Aici și fermele mari sunt importante, acolo se generează multe, multe locuri de muncă, se asigură o productivitate mare, de aceea este evident că ceea ce privește plafonarea vom avea nevoie de un echilibru, vom avea nevoie de un compromis care poate trebuie să fie diferit de la stat la, de la stat la stat. Și cum, ce opțiuni cred că avem aici? Prima opțiune este eliminarea plafonării pentru, eliminarea plafonării pentru fermele mari, dar cred că este o opțiune puțin probabilă, nu vreau
cred că este o opțiune care se va impune în procesul decizional. Cea de-a doua opțiune este creșterea plafonului propus în momentul de față la 100.000 de euro spre un nivel mai ridicat. Cea de-a treia opțiune este menținerea acestui plafon, dar găsirea resurse alternative de finanțare pentru marile ferme, special pentru retehnologizare, investiții și așa mai departe. Și cea de-a patra opțiune este cea menționată de doamna deputat Zoană, și anume eliminarea caracterului obligatoriu al plafonării. Este evident, cum am spus, numărul fermelor mici este mult mai mare, este evident că fermele mici, care au adesea un nivel al productivității mai mic, beneficiază în mod mai mare de pe urma acestei plăți directe, iar cadrul în care trebuie să luăm această decizie este următorul. Resursele sunt limitate și această plafonare formă sau alta, este necesară tocmai pentru a putea ajuta în mod semnificativ în continuare și micile ferme. De asemenea, consider foarte bună propunerea de alocare a minim 2% în fondul pentru tine fermieri. Anul trecut, când eu am fost negociator șef al Parlamentului European pentru cred bugetul Uniunii Europene, bugetul Uniunii Europene pentru anul 2018, am reușit să creștem fondurile alocate pentru tine fermieri cu 35 de milioane de euro, tocmai fiindcă cred că trebuie să oferim oportunități pentru tineri și în mediul rural, și de aceea și cuantumul maxim al ajutorului acordat pentru instalarea tinerilor fermieri la 100.000 de euro, cred că este o idee bună și este ceva ce susțin. În încheiere, 24 de miliarde de euro fonduri europene venite în agricultura din România, anul 2007, v-am spus 58 de miliarde de euro fonduri europene absorbite de România în total, 24 de miliarde de euro venite în agricultură. Productivitatea a crescut în această perioadă, în momentul de față, valoarea adăugată pe care o aduce un fermier în România pe an, un lucrător agricol pe an, sunt 5.500 de euro față de 2.600 de euro pe an în anul 2007, deci o productivitate crescută, dar evident mai mică decât în alte state membre ale Uniunii Europene. De aceea cred că trebuie să ne propunem pentru următorii 7 ani și o apropiere a nivelului subvenției la hectar alocată fermierilor din România de subvenția medie alocată fermierilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Este evident că cercetare, inovare sunt de asemenea elemente care trebuie avute în vedere, digitalizare, la fel ca și combaterea schimbărilor de climă, lucru despre care domnul director Dumitru a vorbit și cu care sunt de asemenea de acord. Eu mă voi opri aici. Cred că ar fi de dorit pentru fermierii din România să luăm aceste decizii la nivel european mult mai rapid. După cum știți, în actualul exercițiu bugetar multianual există întârzieri la absorbția de fonduri europene, întârzieri mai mari la alte categorii decât la agricultură. Aceste întârzieri se datorează transpunerii întârziate a deciziilor luate la nivel european, aici la nivel național, dar trebuie să fim corecți, o parte din vină o putem și noi, nivelul european, căci pentru exercițiul 2014-2020, deciziile mari politice la Bruxelles s-au luat doar la finalul anului 2013 și de aceea nimic nu a fost pregătit pentru absorbția de fonduri la 1 ianuarie 2014. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului. Noi, în Parlament, ne propunem să luăm deciziile cât mai rapid, să fim pregătiți pentru negocieri cu Consiliul și Comisia, pentru ca fermierii din România să aibă cât mai devreme certitudine. Câți bani vor veni și în ce domenii și în ce condiții. Eu vă mulțumesc mult că m-ați ascultat. Va trebui, doamna director, să vă retrag din păcatul jurului 12, care a fost ora prevăzută inițial pentru finalul panelului, căci la ora 14 va trebui să vorbesc la un eveniment la Sinaia, dar încă o dată vă mulțumesc pentru invitație și mult succes pentru discuțiile ce vă urma. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult de tot pentru intervenție. Doamna Gabriela Crețu face o foarte lină trecere între planul supranațional și național, pentru că doamna Crețu a fost și parlamentar european, și observator și parlamentar european, a fost și reprezentanta Senatului la Parlamentul European și acum este senator și președinte al Comisiei de Afaceri Europene. Vă ascultăm. Bună ziua tuturor! Fiind eu profesoară, studentă eternă, că n-am încetat niciodată să învăț și sper să nu încetez,
dar și politician, permiteți-mi să vă spun, dragi colegi, sunt într-o situație absolut ingrată. Am aici un dosar de circa 100 de pagini în engleză, cu toate opiniile pe care Comisia de Afaceri Europene pe care o prezidez le-a avut de-a lungul dezbaterilor, pe documentele consultative, pe propunerile comisiei cu privire la cadrul financiar multianual, etc. De asemenea, opiniile pe care le-am spus cu alte ocazii și doar 8 minute pe care mi le-a dat organizatoarea de astăzi, pe care o apreciez foarte mult. De asemenea, o mulțime de conținut deja prezentat de ceilalți antevorbitori. Din acest punct de vedere, permiteți-mi să spun câteva lucruri dintr-o altă perspectivă. În aceste 6 luni, coordonez dimensiunea politică a președinției României. Și aș dori să privesc lucrurile puțin mai de la distanță decât discutăm noi astăzi. Uniunea Europeană aduce împreună societăți care se vor democratice. Ori, funcționarea oricărei societăți democratice permite, cele mai curând decât permite, scuzați, să furnizăm cetățenilor bunuri și servicii publice. Altfel, dacă ieșim din această perspectivă, încep să apară tensiuni sociale, se fragilizează țesutul social și se rupe coeziunea. Dacă ne uităm Uniunea Europeană la acest moment, asistăm la o anumită neliniște generală și la o anumită pierdere de farmec a proiectului european pentru un număr ridicat de cetățeni. Lucru exploatat de curente din ce în ce mai extremiste, populiste, naționaliste. În aceste condiții, toți cei care țin la proiectul european spun, trebuie repede să facem politici inclusive. Trebuie să conservăm acele politici tradiționale care au fost de succes și să le ducem mai departe, printre ele cu certitudine și politica agricolă comună. Dar aici vreau să spun ceva foarte clar. Ceea ce discutăm noi acum nu este despre agricultură. Este despre Uniune. Adică, despre a avea un viitor politici comune încă și a vedea ce sunt beneficiarii lor. Doar mediul de afaceri, și cetățeanul, și cel mic, și cel mare, și de asemenea, Uniunea însăși, dacă este consolidată sau nu. Din acest punct de vedere, aceasta nu e o dezbatere doar pentru profesioniștii domeniului. Ei sunt absolut necesari. Dar problema actuală nu e la nivelul lor. Nu este nici măcar pentru cei direct implicați și afectați de agricultură. Pentru că a lua deciziile finale la acest moment implică o vedere mult mai amplă asupra stării politice actuale a Uniunii, a relațiilor dintre statele membre, a obținerilor pe care acestea le au cu privire la cadrul financiar multianual, la obținerile pe care acestea le au cu privire la viitorul Uniunii, care deocamdată arată așa cum vedem. A fost diferită situația de tot. La începutul anilor 60, când s-a lansat politica agricolă comună, era o uniune de 6 state membre, foarte omogene între ele. Și în care era o amintire foarte vie a celui de-al doilea război mondial, când malnutriția, inclusiv fomentarea, au fost arme foarte bine utilizate în război. Și atunci, decidenții de la acel moment au gândit foarte clar că e important să crească productivitatea pentru a garanta securitatea alimentară și să crească populația, să asigure o mai echitabilă distribuție a rezultatului, a venitului, vreau să spun, pentru cei care lucrează în domeniul respectiv și să stabilizeze piețele pentru a menține niște prețuri accesibile pentru toți consumatorii de pe piață. Dar
state membre, 21 dacă va fi Brexit-ul, și o mare diversitate între ele. Avem țări mari, țări mici, țări interesate în agricultură, țări care nu au niciun interes în dezvoltarea sectorului, țări cu o mare populație rurală și țări care nu prea mai au populație rurală sau în care rurală arată ca urbană. Mai mult, avem țări interesate în agricultură, care sunt mari producători și exportatori, dar care dezvoltă o agricultură mai curând de tip industrial. Vedeți, Olanda. Și țări care fac același lucru pe suprafețe enorme. Deci amintesc toate aceste aspecte pe care bănuiesc că le cunoașteți, ca să înțelegeți cât de dificile la nivel politic sunt, de fapt, negocierile actuale pentru a defini încotro o loc. Al doilea aspect care s-a schimbat. Pe vremuri era o valoare fundamentală a Uniunii, care este solidaritatea, care era și este oarecum doar solidaritatea între statele membre. Așa au vorbit Uniunea părinții fondatori și așa a funcționat pentru niște decenii bune. Dar ceea ce vedem noi astăzi este o schimbare totală de abordare. Am văzut-o și în 2014, oarecum, dar astăzi este mai puternică. Și anume, e un fel de abordare tranzacțională a problemei Uniunii Europene. Mai ales când vine vorba de ce facem cu banii. Care stat membru e net contributor? Care stat membru e net beneficiar? Devine argumente în sine, nu rezultate ale unor scopuri comune pe care le urmărim cu toții. Deși nu există criterii clare ca să stabilim, în afară de cele strict bănești contribuții, cu ce contribuie fiecare la binele comun. Așa încât trebuie să fim conștienți că, și vă vorbește un federalist, eu sunt federalistă, dar o federalistă realistă, o federalistă care vrea o Europa mai bună și vrea să menține în Europa, în loc de unitate universitară la acest moment, am putea vorbi mai curând de divergență în inegalitate. De ce? Pentru că avem divergențe între statele membre, avem divergențe între marile interesele marilor exploatații agricole și interesele celor mici, avem dezechilibre în ceea ce privește distribuția venitului pe lanțul alimentar, în care distribuitorul, distribuția ia partea leului, iar producătorul e totdeauna nemulțumit că ia mai puțin, ba mai mult, avem o mare problemă cu taxarea. Pentru că, pe lângă a lua partea leului, marile companii au și posibilitatea de a gestiona foarte bine plata impozitelor și taxelor și a submina astfel bugetul public prin plata contribuțiilor, prin înregistrarelor în alte părți, și astfel diminuând sumele care pot fi utilizate pentru ca să sprijinim, să direcționăm banul public spre domeniile în care ar fi nevoie. Foarte adesea, aceste dezechilibre au fost prezentate ca un fel de opoziție permanentă între nivelul național și nivelul european, în care, pe modelul clasic, foarte populist, s-a spus tot ce-i bun, face guvernul nostru, asta la nivel european, în general, nu vorbesc de țara noastră, tot ce-i rău vine de la Bursă, cu obligații și alte lucruri. Ori, aici avem o mare problemă. Dacă noi definim corect ce probleme trebuie să înfruntăm la acest moment. Pentru că eu sugerez că, de fapt, problemele reale ale Uniunii la acest moment vin din domeniile unde au fost cele mai mari realizări. Și cele mai mari realizări au fost în dezvoltarea pieței comune. Numai că dezvoltând piața comună, pe o piață unică se confruntă și elefantul și iepurașul. Pe o piață unică care nu a fost atentă, sau într-o Uniune care nu a fost atentă la dezvoltarea simultană,
a dimensiuni sociale, societatea ocupată, e mutuată, pentru că piața unică a reușit să dezvolte foarte multe aspecte și a fost un fel de catalizator de dezvoltare. Dar a creat și mari inegalități. Nu putem merge actualmente, pentru că adeseori nu se spune. Bun, noi am intrat în clubul cel mai bogat, cel mai dezvoltat din lume și nu eram așa, care sunt cluburile. Și e corect. Da, dar dacă ne uităm în Franța și în Germania, vedem aceleași neliniști. Asta înseamnă că există și o altă cauză, nu numai faptul că noi eram puțin mai în urmă de ceilalți, atunci când apar nemulțumiri sau apar probleme în realizarea convergenței reale. Și asta vine de la reforma, deci, ca să revin, acolo trebuie începută reforma. Pentru că o piață liberă care se dezvoltă fără a avea atenție la dezvoltarea comunităților, la dezvoltarea componentei sociale, va nemulțumi fundamental cetățenii. De asta am început așa cum am început. Și nemulțumirea cetățenilor va putea fi exploatată în ciuda multelor avantaje și a marilor avantaje care există. Pentru că de avantaje se poate să se bucure o generație, iar de dezavantaje altă generație de cetățeni. Și noi nu trăim în trecut, trăim astăzi comparându-ne cu cei de astăzi. În aceste condiții, de la nivelul Parlamentului cel puțin, noi am sugerat permanent să avem în vedere că există o lipsă fundamentală actualmente a proiectului care ni se propune de la nivel european de către Comisie, a cadrului financiar european. Și anume, el nu este însoțit de o strategie care să arate unde e direcția în care merge, inclusiv în ceea ce privește agricultura. Ce fel de model european dorim? Dorim un model concurențial în care statele membre se concureze unele cu altele? În aceste condiții, unii vor câștiga și alții vor pierde. Dorim un model complementar în care să se producă o anumită specializare? Poate să fie o soluție? S-ar putea ca aici să fie și un dezavantaj legat de distanțe, producători, etc. și o parte a obiectivelor asumate, legat de inverzire, de climat, de să fie afectat. Dorim un model autosuficient, adică fiecare cale sale. E foarte greu să de implementat pentru că avem o Europa care s-a învățat că diversitatea bunurilor, serviciilor e un mare avantaj și e o bucurie să găsești de toate felurile. Și a le închide, noi nu cred că ar fi soluția, dar oricum, la acest moment, noi nu știm unde ne ducem, de ce? Pentru că fondurile au fost, de fapt, au fost alocate statelor membre sub formă de pachete financiare naționale și nu au fost calculate în funcție de nevoile specifice fiecăruia. Asta are nevoie într-un domeniu, celălalt, în celălalt. Și până la urmă, se va impune regula cine poate să le cheltuie. Cum s-a mai făcut și în trecut. Și nu știu dacă asta va reuși să reducă decalajele, atât în ceea ce privește decalajul economic și cel social, care există și care, așa cum spuneam anterior, alimentează și tensiuni, mai ales la nivelul politic. Tot din perspectivă politică, mai am un minut sau? Un minut. Trebuie să ne gândim foarte serios încă, dacă nu pentru acest cadru financiar pe termen lung, și la interesul nostru ca țară, care a intrat cu nevoi de anii 50 într-o economie europeană care deja digitalizează agricultura și tehnologizează și încearcă să producă un alt model practic de producție. E important să intre banii în țară. Asta nu este nicio îndoială. Dar și noi trebuie să reflectăm mai serios dacă vom continua să finanțăm doar marile exploatații pentru marile culturi, care se duc direct în port, veniturile direct oriunde și nu contribuie nici la ameliorarea comunităților, nici la reducerea inegalităților sociale, sau dacă mai curând
am putea să mergem, da, pe exploatații mari, dar realizate în regim cooperatist, de exemplu, în care să se facă prelucrare, ca să nu mai exploatăm o materie primă, pur și simplu, și să avem o valoare adăugată mai ridicată. Dar pentru asta, și închei, e nevoie și la nivel european și la nivel național de reconstruirea încrederii. Fără credere, nu știm la acest moment dacă vom avea mâine o societate mai bună decât azi sau dacă vom reuși măcar să o conservăm cu toate dificultățile, dar și cu toate avantajele care există pe cea de astăzi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte, foarte mult, doamne Gabriela Crețu, și pentru faptul că a adus în discuție problematica extrem de complexă a modelului european pe care mi-l dorim. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Mai avem două intervenții extrem de interesante. Am ajuns la nivelul guvernului. Evident că mai toate luările de cuvânt au vizat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, așa că n-aș lăsa o ultima pe doamna Florentina Tudor. Cu voia domnului Gabriel Fictul, voi lăsa pe dânsul să încheie acest panel. Deci, o invit pe doamna Florentina Tudor, director general în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, să ia cuvântul. Și mulțumim foarte mult și doamnei Zoană. Deci, înțelegem că noi ne-am cam muncit cu panelul, ne mulțumim foarte mult vorbitorilor că și-au făcut timp să vină alături de noi și ne mulțumesc celor care rămân până la final să vă răspundă eventual comentariilor. Vă rog. Mulțumesc mult. Domnule Prorector, stimate domne și domni deputați de la Parlamentul României, de la Parlamentul European, stimați colegi în cadrul Comisiei Europene, onorat auditoriu, doresc să vă mulțumesc pentru invitația și oportunitatea pe care o am prin a fi în fața dumneavoastră și a face această prezentare. Am să încerc să fiu cât de scurtă se poate, pentru că am depășit, am înțeles, un pic timpul alocat. De aceea, anumite chestiuni vor fi dezbătute mult mai rapid, pentru că oricum au fost atinse și de către antevorbitorii mei. Prezentarea pe care eu o am astăzi se referă atât la rezultatele pe care noi le avem prin actuala perioadă de programare, precum și la perspectivele pe care Comisia Europeană, prin propunerea de regulament, ni le oferă mai departe. După cum cunoașteți, Programul Național de Dezvoltare Rurală are anumite priorități. Acestea se referă la încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură, în zonele rurale, la creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură, la promovarea organizării lanțului alimentar, la refacere, conservare și consolidarea ecosistemelor, la promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale. În prezent, în ceea ce privește Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, avem un grad de contractare de 67,7% și plăți de peste 4 miliarde de euro efectiv plătite. Un grad de plată depășește 44%, iar dacă adăugăm și prefinanțarea primită de la Uniunea Europeană, gradul de plată este de 48%. După cum cunoașteți, avem un cadru de performanță. Acest cadru de performanță constă în obiectivele de etapă care au fost stabilite pe fiecare prioritate, mai puțin asistența tehnică. Acestea trebuie atinse până în anul 2018 și țintele finale fiind stabilite pentru anul 2023. În ceea ce privește Programul Național de Dezvoltare Rurală, la data de 31 decembrie 2018, toți indicatorii au fost realizați, atingându-se peste 85% din valoarea absolută a obiectivelor de etapă pentru toate prioritățile. Deci, din acest punct de vedere, nu avem nicio problemă în ceea ce privește rezerva de performanță de 6% de la nivelul întregului program, respectiv 480 milioane euro.
La data de 31 ianuarie 2019, conform situației pe care o prezintă Comisia Europeană în fiecare trimestru, România se află pe locul 2 la nivelul plăților cumulate. La acea dată, plățile erau de 3,5 miliarde euro. Acum, după cum am spus și mai devreme, avem plăți care depășesc 4,2 miliarde euro. Deci o să așteptăm următoarea situație a Comisiei Europene și o să vedem dacă ne-am păstrat locul 2 după Franța sau am avansat în această ierarhie. În prezent avem o serie de sesiuni de primire a proiectelor care sunt deschise în anul 2018. O serie de sesiuni de primire a proiectelor pe care noi le-am deschis în 2019, precum și o serie de sesiuni de primire a proiectelor care urmează a se lansa, o parte dintre ele până la sfârșitul lunii martie, cum ar fi măsurile pentru combaterea pestei porcine africane sau primele pentru asigurarea culturilor animalelor și a plantelor. Iar restul fondurilor care au mai rămas disponibile pe PNRR sunt propuse a fi lansate în trimestrul 2019. În ceea ce privește noua PAC, post-2020, există o serie de consultări, există o serie de dezbateri care au fost prinse într-un calendar. Despre principalele elemente nu aș vrea să mai discut, pentru că domnul Mihai Dumitru a subliniat și le-a prezentat foarte frumos, doar le las prezentate. Tot așa, bugetul PAC a fost prezentat și domnul deputat Mureșan v-a spus principalele elemente. Ce aș vrea și eu să subliniez este că propunerea Comisiei pentru Dezvoltare Rurală este mult mai mică decât perioada pe care noi o avem acum, respectiv 6,7 miliarde euro față de 8,2 miliarde euro cât am gestionat noi până acum. În data de 1.6.2018, Comisia a publicat propunerea de regulament privind planurile strategice pe politica agricolă comună. După cum a spus și domnul Dumitru, să existe un singur plan strategic la nivelul statului membru, plan strategic care va avea atât componenta de FEGA, cât și componenta de FEADER. Conținutul planurilor strategice cuprind atât o evaluare a nevoilor, inclusiv analiza SWOT, o strategie de intervenție care este unică și coerentă, descrierea elementelor comune ale mai multor intervenții, descrierea intervențiilor sub formă de plăți directe, țintele, planurile financiare, sistemul de guvernanță și de coordonare, elementele care asigură modernizarea politicii agricole comune și celelalte evaluări care sunt obligatorii a fi făcute, evaluarea ex-ante și evaluarea strategică de mediu. Obiectivele politicii agricole comune au în vedere trecerea la politica orientată către performanță, care are acel cadru de indicatori comuni, ce va permite Comisiei să evalueze și să monitorizeze performanța politicii. Această evaluare anuală a performanței, care este un element cheie al monitorizării și direcționării comune a punerii în aplicare a politicii, a fost de asemenea prezentată de către antevorbitorii mei. Cu toate acestea, aș dori și eu să subliniez faptul că statele membre vor raporta anual cu privire la realizările obținute și la cheltuielile efectuate, precum și la distanța rămasă până la îndeplinirea țintelor stabilite pentru întreaga perioadă, care sunt exprimate ca valori ale indicatorilor de rezultat. Colegii de la Comisia Europeană ne-au promis că vor da un model de evaluare anuală a performanței și noi le așteptăm cu interes, pentru că aici nu pot să spun că nu am anumite emoții vis-a-vis de termenele care sunt impuse în propunerea de regulament și pe care va trebui să le respectăm și în funcție de numărul de indicatori care ni se vor cere și pentru noi va fi o muncă suplimentară vis-a-vis de aceste raportări pe care trebuie să le facem.
Până acum, autoritatea de management împreună cu colegii din minister și din instituțiile subordonate au pregătit un calendar cu privire la elaborarea planului național strategic. Până în prezent s-au demarat achizițiile publice pentru studiile necesare atât din componenta de FEGA, cât și din componenta de FAD, studii care se referă la costuri simplificate, la costuri standard, precum și la evaluarea ex-ante și STEA, indicatorii de context pentru Planul Național Strategic. Și în afară de această parte necesară, aceste studii pe care noi am început să le achiziționăm, s-au mai identificat indicatorii adiționali, s-au cuantificat indicatorii de context și în prezent lucrăm la elaborarea analizei SWOT și a nevoilor, precum și la elaborarea analizelor socioeconomice. Vă mulțumim și o să răspund cu plăcere la toate întrebările. Mulțumesc foarte mult, doamnă Florentina Tudor. Domnule Gabriel Fricu, aveți o sarcină nu simplă, aici mai degrabă ingrată, să încheiați acest panel care a fost extrem de dens, extrem de valoros prin intervenții. Și ceea ce v-aș ruga este dacă puteți să condensați și dumneavoastră, așa cum a reușit să facă și doamna Tudor intervenția. Mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Domnilor, o să fie extrem de scurt. Ca să păstrez regula de la început, eu am absolvit Facultatea de Planificare și Benetică Economică în 1982, deci aula a rămas puțin, mă rog, mai nouă, puțin arată mai bine, dar transmit același gen de emoție în continuare. Să revenim puțin la subiect. Politicile structurale, și acum o să înțelegeți puțin de ce o iau așa mai de departe, dar o fi foarte scurt, au ca scop coeziunea economică, socială și teritorială prin diverse instrumente, în general cele cunoscute, locuri de muncă, cercetare, inovare, concurență, dezvoltare durabilă, dar într-un final, scopul este creșterea calității vieții cetățenilor. Societatea rurală este și ea parte a societății, chiar dacă are instrumente PAC sau alte instrumente, dar într-un final se încadrează în aceleași reguli. Scopul este comun, principiile sunt comune, chiar dacă există o anumită discontinuitate în abordarea Comisiei. Și o să înțelegeți de ce. Perioada 2014-2020, toate documentele programatice la nivel național, inclusiv regulamentele, și aici vorbim de regulamentele generale, prindeau Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în același pachet, în aceeași abordare, și crea premisele ca la nivelul fiecărui stat membru lucrurile să fie privite integrat, oarecum, într-o normalitate. Și lucrul acesta s-a văzut la noi, probabil mai mult, pentru că aveam, sau în continuare avem poate această greutate la plan comun. Dar această abordare asigură complementarități extrem de importante. Nu aș vrea să enumer toate intervențiile finanțate din fondul de coeziune sau din politica de coeziune care au impact asupra mediului rural, dar fără să vreau, ar trebui să vi-l amintesc. Infrastructură de bază, apă, canalizare, drumuri și așa mai departe. Eficiență energetică, antreprenoriat, investiții, cercetare, dezvoltare, infrastructură educațională, socială, servicii de sănătate, patrimoniu cultural și obiective naturale, transfer de cunoștință, protejarea mediului și putem să continuăm. Deci, din această perspectivă, chiar dacă politica de coeziune are, să spunem, propriile sale obiective și drumuri,
extrem de relevant. Circa 84% din teritoriul Uniunii Europene este afectat de agricultură, silvicultură. Orice intervenție în această zonă are impact asupra mediului. Așa cum la rândul său, măsurile de mediu poate să conducă la destul de multe implicații în agricultură, silvicultură. Deci, în aceste condiții, evident că lucrurile trebuie gândite comun, trebuie gândite poate mai mult decât complementar, a trebui gândite ca și impact comun, astfel încât să existe o corelare corectă, la urma urmei, mai ales când discutăm de chestiuni de mediu. În actuala propunere a Comisiei Europene, post-2020, Fondul European de Agricultură și Dezvoltare Rurală nu mai are regulament comun cu celelalte fonduri. Este, să spunem, din punct de vedere formal, independent, total independent. Dar aș vrea să vă reamintesc care sunt fondurile care intră pe regulamentul general, ca să vă dați seama că, într-adevăr, lipsește ceva. Și vi reamintesc. Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, important, Fondul pentru Azil și Migrație, Fondul pentru Securitate Internă și Instrumentul pentru Managementul Frontierelor și Vize. Agricultura mă apare. Dar asta, să spunem, consider, să spunem, o remată oarecum teoretică și mai degrabă academică, pentru că vă spuneam principiile sau ceea ce își propune noua politică agricolă comună, urmează, evident, trendul pentru toate politicile comunitare, așa cum au fost ele amintite de doamnele și domnii care au vorbit înainte. Dar asta nu, sau mai mult, poate, creează obligația a fiecărui stat membru să-și găsească mecanisme de corelare a acestor politici, pentru că, la urmă, anumărul faptul că e finanțat din regulamente diferite nu te împiedică să ai o abordare națională corectă și complementară. Ba chiar mai mult, ar fi păcat să pierdem experiența și mecanismele de cooperare între diverse politici, așa ele funcționează ele acum în România, ar fi păcat să le pierdem. Cu atât mai mult cu cât, fără să fim implicați direct, vorbesc de Ministerul Fondurilor Europene, în negocierea și structurarea politicii agricole comune, participăm. Suntem parte din acest proces de consultare națională. Mai mult, urmărim cu extrem de mare atenție ceea ce se întâmplă în acest proces de negociere, pentru că va trebui să găsim, la un moment dat, o formulă de a corela politica de coeziune cu politica agricolă comună. Iar lucrul acesta este benefic pentru că, la urmă, chiar dacă România, pe politica de coeziune, va beneficia de o alocare mult mai mare decât o are actualul pachet financiar, evident, resursele nu sunt la nivelul nevoilor. În încheiere, aș vrea decât să vă transmit mesajul nostru de cooperare, de a încerca de a pune de comun acord de politica agricolă comună cu politica de coeziune și, la urma urmelor, să asigurăm aceste resurse care par mai mari, dar probabil și nevoie de sunt ce în ce mai mari, să găsim o utilizare cât mai eficientă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Gabriel Fiu, foarte interesante și temele pe care le-ați pus în discuție. Deja s-ar deschide, să spunem așa, un orizont pentru o nouă dezbatere legată de modul în care Comisia Europeană a gândit acest design al pachetului pentru coeziune și modul în care a fost gândit designul pachetului pentru politica agricolă, unde este dezvoltarea rurală, de la coeziune, este la agricultură, interdependența între politici, care trebuie permanent avut în vedere. Deci sunt foarte multe teme de interes. Ceea ce putem să constata este că poate au fost ușor prea ambițioși,
Dar cred că ne-am atins până la urmă scopul, nu să fim prea ambițioși, ci să avem vorbitori de valoare, să punem în dezbatere subiecte extrem de interesante, să ridicăm foarte multe întrebări și cred că de la bun început ne-am propus să știm foarte multe răspunsuri, pentru că, spuneam, suntem într-o perioadă în care incertitudinile sunt foarte multe și răspunsurile permanent sunt căutate. Suntem la finalul acestui panel. Am depășit, dacă vă uitați în agenda, intervalul alocat, dar l-am depășit deocamdată doar cu acel sfert academic, care în zona academică chiar poate fi permis. Am intrat însă în pauza de cafea. Eu aș mai intra un pic în pauza de cafea cu voia dumneavoastră și probabil o să decalăm ușor începutul panelului 2, dar foarte ușor, pentru că aș vrea să vă ofer posibilitatea pentru 5-10 minute, în cazul în care aveți anumite comentarii sau aveți anumite întrebări pentru vorbitori, să aveți posibilitatea să vă exprimați. O să vă rog să vă și prezentați. Vă cer un microfon în sală. Mulțumesc. Cristina Cionca, manager afaceri europene, Asociația Producătorilor de Porumb din România. Mulțumesc organizatorilor și speakerilor pentru expunerile deosebit de interesante. Am un comentariu și o întrebare pentru domnul Mihai Dumitru, ca reprezentant al Comisiei. Îmi pare rău că nu sunt în sală și cei doi europarlamentari pe care i-a în România și i-am avut astăzi în sală. Întrebarea mea se referă la măsurile de înnoire generațională pe care le propune Comisia în propunerea de regulament. Și voiam să atrag atenția asupra unui pericol de a cădea într-un populism prin această... Desigur, știm despre nevoia de înnoire generațională, dar în cazul României, deja cu o populație de peste 23% populația agricolă, față de 4,3% media UE28. Cred că scopul nostru ar trebui mai degrabă să scoatem fermieri din agricultură și să-i mutăm în alte sectoare, către servicii. Deci ar trebui lucrurile văzute mai degrabă în absolut decât în relativ. Structura este defavorabilă tinerilor fermieri și în România, dar ar trebui să ne uităm la cifrele absolute, câți fermieri sunt deja instalați în agricultură, câți tineri fermieri, și mai degrabă decât în noul exercițiu bugetar, mai degrabă decât fonduri pentru instalarea tinerilor fermieri, poate ar trebui prevăzută posibilitatea ca statul membru să intensifice sprijinul acordat fermierilor tineri deja instalați sau să atragă tineri fermieri, deci nu este nu sunt mutual exclusive, ar trebui să fie, deci să permită fie instalarea tinerilor fermieri, fie intensificarea sprijinului pentru fermierii deja instalați și poate chiar văzut până la ce plafon, ce număr de hectare noi avem la Asociația Producătorilor de Porumb, un document de poziție privind reforma PAC, este și pe site-ul asociației, appre.ro, este site-ul asociației, acolo propuneam, deci, în urma... Sigur, imediat termin. Voiam, deci, să întrebăm reprezentantul Comisiei Europene dacă are în vedere un asemenea amendament în ceea ce privește înnoirea generațională. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnei Cionca, da? Vă ținut corect? Așa. Dacă mai sunt alte întrebări, aș zice să mai luăm una, două întrebări și apoi ne întrebăm către panel și luăm răspunsurile. Vă rog, în sală. Uitați-mă, este doamna... Vă rog, așteptăm să vă și prezentați. Bună ziua, numesc Tatiana Predan, prezidentul Sistemul Agriculturii și am o întrebare pentru domnul director general, Mihai Dumitru. Întrebarea mea se referă la arhitectura verde a noii PAC. Conceptul
este cu totul schimbat față de până acum și în acest sens aș dori să întreb dacă, de exemplu, la nivelul unui stat membru vor aplica pentru ecoscheme doar o parte dintre fermieri, nu toți, ce se întâmplă cu diferența de plafon, poate fi ea direcționată către alte forme de sprijin sau ce se întâmplă? Care este viziunea Comisiei? Mulțumesc! Mulțumim tare mult pentru întrebarea extrem de concretă. Da? Mai putem lua zic o întrebare? Vă rog. Da, mulțumesc. O să mai vorbim și dumneavoastră, da? Și o să fie o întrebare pe care o comisionați. Vă rog. Florin Timber, cu Uniunea Cooperativelor Agricole din România, aș avea și eu două întrebări. Mă bucur că doamna senator a dedicat la fileu, să spunem așa, cooperativele și sistemul cooperatist. M-aș fi bucurat să fost prezenți în sală și domnii europarlamentari care au plecat, dar poate mai au din staff sau colegi care ar putea să vină în sprijinul acestui răspuns pe care o să mă adresez în momentul de față domnului director Mihai Dumitru. Dacă se prevede în viitoarea politică agricolă comună o îndrumare sau o stimulare a investițiilor realizate prin sistemul cooperatist, tocmai pentru a adăuga valoare și a integra producția. Cum știm, România e un exportatoare netă de materie primă și asocierea ar ajuta la realizarea unor investiții și strategii pe termen lung. Asta prima întrebare. Și a doua, s-a apuntat aici referitor la calitatea produselor din Uniunea Europeană și vin eu și pun întrebarea. Ce face Comisia Europeană, ce face Parlamentul European pentru a se asigura că nu se importă produse din țări terțe care au o calitate neinferioară și concurează neloial produsele din Uniunea Europeană? Bun, mulțumim foarte mult pentru întrebări și ultima întrebare. Da, în primul rând, am oarecum două întrebări. Una este adresată domnului Florin Tudor și domnului Mihai Dumitru, dacă pot să răspundă împreună. Și a doua este doar un comentariu și anume ceea ce a spus doamna Crețu, Alina Crețu, Asociația Producătorilor de Porumb din România. Nicio legătură, doamna Crețu, dar vreau să... este doar un comentariu la ceea ce a spus dumneavoastră și anume că a făcut o radiografie a ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă valorile europene trecute și viitoare. Și mă întreb dacă atâția bani care se cheltuie sub diferite forme de comunicare, atât la Ministerul Agriculturii, dar în general pe comunicare în România, nu ar trebui folosiți spre a comunica aceste valori, ceea ce înseamnă cum se cheltuie banul european, ce a spus domnul Sigurd Mureșan, cât primim și cât dăm, sunt lucruri pe care cetățeanul de rând din România și chiar și agricultorul din România nu prea le știe. Și de multe ori se pornește de la premisa că am cunoaște aceste lucruri. Nu, așa este, asta este realitatea. Nici măcar fermieri mari din România, uneori avem tendința de a ne plânge de ceea ce se întâmplă și se pornește repede la premisa că se știu, nu se știu aceste lucruri și trebuie vorbit despre aceste valori europene. Legat de Planul Național Strategic, aici este întrebarea, s-a vorbit foarte mult despre un calendar, s-a vorbit foarte mult despre o primire a acestor planuri strategice la Comisia Europeană și am vrea să știm în ce stadiu sunt. Există consultări, există obligativitatea consultării cu organizațiile profesionale pentru a construi acest plan strategic, dacă este, cum se întâmplă acest lucru și, repet, încă o dată acest calendar. Când ar trebui ca Ministerul să trimită mai departe planul strategic și când ar trebui Comisia să analizeze, să-l primească și să vedem care e prima formă a acestor planuri strategice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, doamne Crețu. Avem multe întrebări pentru domnul Dumitru. Avem și o întrebare pentru doamna Tudor și un comentariu eventual pentru doamna Gabriela Crețu. Vă rog. Am să încerc să fiu foarte scurt și să răspund foarte la obiect. Înnoirea generațională. Dacă Comisia consideră un amendament, nu, Comisia nu mai poate propune un amendament în acest moment. Comisia a făcut o propunere, propunerea este în codecizie. Cei care pot influența propunerea acum sunt cei doi colegislatori.
Bineînțeles că vom ajunge într-o fază de trialog, în care cei trei vor trebui să se pună de acord. Și acolo, în trialog, dacă vine din partea celor doi, putem să avansăm către un astfel de amendament. Desigur că situația este foarte diferită de la un stat membru la altul. Și sunt de acord cu constatarea dumneavoastră pe statisticile și forța de muncă activă ocupată în agricultura, am avut această discuție și în perioadele actuale cu Guvernul României, când am negociat planul de dezvoltare rurală, privind targetarea acestei forme de ajutor. Acum, vedeți, obiectivul principal european este să aducem tineri fermieri în sector. Acest lucru se poate întâmpla în mod diferit de la o țară la alta, există diferite legislații și noi am constatat că foarte mult acest proces este influențat de legislația națională. De exemplu, toată legislația legată de succesiune, de transferul de proprietate, de piața terenurilor, de, dacă vreți, de creditare, chiar și de tradiții. De tradiții, cum se transferă între generații moștenirile și așa mai departe, sunt factori care influențează foarte mult. În România, cred că este foarte important ca această aceste măsuri să se targeteze către manageri, să se aducă manageri calificați. Și nu neapărat să ducem printr-o orice măsură noi fermieri ca să creștem un număr de fermieri care să fie mai mari, ci să aducem manageri, să aducem oameni care au capacitate managerială și care pot promova o agricultură modernă. Și cred că există toate posibilitățile în propunerea Comisiei ca România, în planul național strategic, să combine tipurile de intervenție, în acest fel se combine prima de instalare și plățile distributive pentru primii ani, să încurajeze pe cei care sunt acolo să targeteze prin măsurile sau prin propunerile de selecție, astfel încât să meargă într-o direcție care să fie benefică pentru România, în sensul performanței și nu în sensul cantitativ al numărului. Legate de ecoscheme și de întrebarea ce se întâmplă dacă statul membru programează un volum pentru ecoschemă, că așa cum bine ați remarcat, este obligatoriu pentru statul membru să ofere și este voluntar pentru fermier să se înscrie. Dar noi presupunem că atunci când se face planul național de strategic, se face o analiză și ce se propune ca și ecoschemă sau ecoscheme, se reflecte o realitate, spre exemplu, aceste ecoscheme pot deja fi acoperite cu anumite tipuri, practici agricole care există, spre exemplu, aceste scheme certificate. Sau, știu eu, există posibilități de top-up, de adăugare de interesare pentru condiționalități care există. Spre exemplu, dacă un fermier vrea să, dincolo de cerințele minime obligatorii prin lege, vrea să extindă, să zicem, o suprafață sau vrea să aplice pe o scară mai mare, atunci este posibil. Există, teoretic, și situația în care se programează o sumă și solicitarea pentru ecoschemă să fie mai mică. Și atunci există mecanisme de redistribuție, de revizuire anuală și de redistribuție. Noi am prevăzut posibilitatea revizuirii anuale. Dificultatea vine din faptul că aceste sume sunt anuale, de aceea va trebui ca administrația, Ministerul Agriculturii are o sarcină foarte importantă să comensureze foarte bine acestea și să testeze, să vadă în ce măsură există apetit și în ce măsură există cerere pentru ceea ce se propune ca ecoschemă. Aceea este foarte important și aici vine altă întrebare privind pregătirea planului și consultarea și parteneriatul. Este foarte important ca acest dialog să existe tot timpul și Ministerul împreună cu reprezentanții fermierilor să vadă ceea ce este fezabil, să pună în aceste scheme acele scheme sau acele cerințe care sunt, care pot fi puse în aplicare, pentru că altfel programăm banii și va trebui să îi reprogramăm, să fie tot acolo cu riscul de pierdere. Da. Noi avem în propunerea viitoarei politici PAC foarte multe posibilități de cooperare. Cooperare în orice domeniu. Pe de o parte, una e a organiza pe fermieri ca să le crească forța, puterea de negociere și așa mai departe. Cooperare pentru inovare și diferite alte forme de cooperare. De tot acestea sunt
posibile și noi sperăm ca statele membre să folosească aceste măsuri de cooperare. Eu știu că în planul de dezvoltare rurală a României și primul și al doilea s-au propus astfel de măsuri, de exemplu, grupuri de producători, asociații de producători și alte forme de cooperare, lanțul scurt și alte forme de cooperare, dar trebuie să găsiți acele forme de cooperare care sunt fezabile. Și fără îndoială că este interesul Comisiei să sprijine orice formă de cooperare care îmbunătățește situația fermierilor în lanțul agroalimentar. Și da, este posibil. Discutați cu Ministerul și vedeți cum această formă de cooperare vor fi propusă pentru viitor. Calendarul Planului Național Strategic. În propunerea Comisiei, noi, propunerea care este pe masă, noi propunem ca statele membre să depună propunerea de plan strategic până la 1 ianuarie 2020. Mai sunt 9 luni până atunci. S-ar putea că să trebuiască să revizuim această dată. Asta depinde foarte mult de procesul de codecizie și unde vom ajunge cu procesul de codecizie. Fără de această dată nu mai este o dată fezabilă. Va trebui să statele membre să lanseze și să lucreze și sunt bucuros la faptul că România a lansat în primele faze analiza SWOT, ex-ante, asta este foarte important. Și trebuie să știți, și asta este foarte important, și aici am întorcere de domnul Gabriel Fritu, că principiul parteneriatului rămâne valabil, chiar dacă noi nu mai suntem în regulamentul de comun, dar principiile sunt aceleași. Deci este obligativitatea legală a statului membru de a consulta partenerii și de a implica partenerii sociali în planificarea și în finalizarea Planului Național Strategic. Și mă uit la Ministerul Agriculturii, care trebuie să invite partenerii sociali. Da, vă mulțumesc mult pentru această întrebare. Este o prioritate pentru noi în acest moment să lucrăm cât mai mult pe partea aceasta de viitor. Într-adevăr, discuțiile pe regulament încă sunt ongoing, ca să zic așa. De aceea nu putem să fim foarte avansați în acest moment, dar asta înseamnă că noi nu ne pregătim și lucrăm pe indicatori, după cum spuneam, împreună cu colegii de la INS, lucrăm pe acele studii care vor sta la baza costurilor standard sau alte tipuri de costuri, vor fundamenta și anumite tipuri de intervenție. Lucrăm pe analiza SEA și pe valoarea ex-ante. Noi am pregătit un calendar cu privire la etapele viitoare în elaborarea Planului Național Strategic și acest calendar include inclusiv această consultare publică pe care noi o vom face. Vom avea mai multe tipuri de consultări, consultări care vor fi într-un cadru mai restrâns la nivel de experți cu un număr limitat de persoane, maxim 20 de persoane, dar vor fi și dezbateri publice la nivel național, organizate și în zonele, în regiunile țării, unde vom discuta într-un cadru mai amplu cu privire la propunerile noastre. Totodată, conform propunerii de regulament și a istoricului pe care îl avem și în perioada actuală și în perioada anterioară, vom merge cu acea propunere pentru partenerii sociali, cu selectarea lor și, în final, partenerii respectivi vor deveni membri ai Comitetului de Monitorizare și vom merge cu ei mai departe în toate etapele care presupun atât adoptarea Planului Național Strategic, cât și modificările ulterioare sau urmărirea atingerii indicatorilor pe care noi ni vom propune. Deci, în curând, noi estimăm că începând cu luna aprilie vom avea aceste sesiuni de discuții cu partenerii sociali. Și primim, într-adevăr, la Minister foarte multe propuneri pe care noi le luăm în considerare, pe care le citim foarte atent,
pe care urmează să le dezbatem împreună cu dumneavoastră și cu toți cei care sunt interesați, în funcție, bineînțeles, de palierele respective la început și pe urmă în cadrul mai mare, cum am spus. Mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor. Încă o dată spun, a fost un panel extrem de consistent, extrem de valoros. Am depășit, sigur că da timpul, avem și noi lipsurile noastre, ce să facem, dar zic eu că am meritat. Vă propun să avem o pauză scurtă de 10 minute, în așa fel încât să întârziem cam un sfert de oră peste planificarea existentă.